UTA și Poli au încheiat nedecis primul derby al vestului după o pauză de 4 ani. A fost 0-0 după un meci în care ambele formații puteau marca din ocazii clare. După un început în forță al gazdelor, alvioleții au dominat jocul și au avut câteva ocazii mari. Mai întâi, Richeț a trimis pe lângă după o cursă de 50 de metri, pentru ca doar câteva minute mai târziu Curtean să rateze singur Gusmaranda. Același Richeț a provocat și cea mai controversată fază a primei reprize. Canadianul a fost oprit în careu, dar arbitrul nu a dictat penalti. Goga a avut ultima șansă înainte de pauză, când a trimis foarte slab din poziție perfectă. Bălan de la gazde a avut prima ocazie a părții secunde pentru ca mai apoi alvioleții să nimerească bara după o lovitură liberă. Hidișan a ratat și el ținta în minutul 75, copiat în minutul 90 de Alex Popovici de la Poli. UTA putea da lovitura prin Drăghici în minutul 93, însă atacantul arădenilor a ratat ținta din 6 metri. S-a încheiat 0-0, iar Iancu amenință că își dă jucătorii în judecată pentru că au jucat slab. Nu de aceeași părere sunt și antrenorii celor două echipe. Eu zic că aici pe locuri s-a ridicat și jocul la nivelul spectatorilor și al suporterilor și atmosferei din stadion. Cu siguranță, poate, dacă au lipsit golurile, dar a fost un joc pe locuri deschis, cu ocazii de ambele părți, a lipsit golul, de o parte sau de alta. Arbitrul acestei partide a dezechilibrat în defavoarea noastră balanța și rezultatul. 11 metri, indiscutabil, și roșu. Și cred că altfel era soarta partidei. Dar cu toate acestea și 11 contra 11, echipa cred că a depus un efort peste limitele ei și am avut ocazii, bări. Din păcate nu a intrat ca să ne luăm cele 3 puncte puse în joc. Părerile sunt împărțite și în ceea ce privește jucătorii celor două formații. Cred că noi am fost echipa cu ocaziile mai mari și mai multe. Nu știu dacă au avut și ei câte au avut, dar cred că am controlat jocul și am avut mult mai multe ocazii. Am avut ocazii în 93, dacă vedeam gol, eu zic că meritam victoria. În vedere și ocaziile lor și ocaziile noastre pe final, zic că un 0-0 e destul de echitabil. Poli rămâne pe 2 în clasament după acest egal, în timp ce UTA e la 5 puncte în spate pe locul 8.